Prieteni, începe în curând un meci cât un război, dacă vom accepta ideea că deocamdată am câștigat doar o bătălie. România în fața Angliei este tot una cu România în fața propriului ei destin. Rămâne doar ca acești băieți minunați și credința lor în victorie să confirme azi faptul că istoria se scrie sub ochii noștri. Tricolorii cei tineri sunt cei care o pot scrie, care au început deja să lucreze la propriul lor destin. România-Anglia este înainte de orice un meci care va trebui să confirme ceea ce știm deja, că avem o echipă mai puternică. Și imediat Calvert-Lewin, cei trei oameni din față. Anglia vine dupt în fața defensivei, Yanis Hagi, încadrat de Man și Ivan, în față altă dată, o glorie pe care e foarte aproape să o redobândească. Începe meciul al doilea pentru Naționala Română la colțul scurt, de unde englezii au reușit să respingă. Recuperăm prin Ștefan, Ivan trimite pe lângă din 7 metri. Madison pe lângă poartă. Pușcaș, spaniolul rămâne jos. Pușcaș, e gol! Nu, e offside. Se ridică spaniolul, va fi VAR însă. Va fi VAR. Este pauză la Cesena. Anglia și România se află la egalitate 0-0. O primă repriză în care ai noștri au început foarte bine, dar au încheiat-o în corzi. Nu uitați studioul Euro 2019. Repriza a doua. La acest scor, România are 4 puncte și golaveraj plus 3. Englezul, Pușcaș se întoarce, Pușcaș centrează, minge lovită cu capul peste poartă, Denis Man. În combinație cu Madison și Radu intervine, atenție, Gray! Scăpăm. Care e reluarea? Coman, e penalt, România obține penalt. Pușcaș pleacă spre minge. Haide, George, Pușcaș, gol! România! Este mare Gray. Atenție, mare Gray! Și este gol. Gol marcat de mare Gray. Un șut impecabil, bară gol. O greșeală în flanc de acum. Yanis! Gol! Yanis! Gol! Hagi, gol România! Se poate. O minge în care Tavi Abraham. Nu se poate! Incredibil, greșim a doua oară, imediat după ce marcăm. Lui Florinel Coman încearcă să caute zona centrală, trimite către poartă, gol! Foarte lung, Florinel Coman, hai Florinel! Incredibil, Florinel, 4-2! Suntem cine?